La Erevan, fostul președinte al Armeniei, Serge Sargsyan, a compărut în fața instanței de judecată sub acuzația de corupție. Susținătorii săi consideră că ancheta este motivată politic, într-un dosar în care mai sunt cercetați un fost ministru al agriculturii și foști înalți oficiali din domeniu. Fostul demnitar a fost întâmpinat de câteva zeci de fani înainte de a intra în sala de judecată. Sargsyan, care din 2008 a deținut două mandate de președinte și a depus demisia în 2018, în urma unor proteste masive provocate de încercarea sa de a se menține la putere în calitate de prim-ministru, funcție pe care a preluat-o ulterior Nicole Pașinian. În Franța, a fost prim-ministru și candidat la prezidențiale, François Fillon, alături de soția sa, s-a prezentat și el în fața judecătorilor, acuzat de deturnarea fondurilor publice. Mai exact, Fillon este acuzat că i-a plătit pe soția și cei doi fii ai săi din bani publici timp de aproape 15 ani, fără ca aceștia să fie angajați. Acum, cuplul Fillon riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi de milioane de euro.